Mulțumim frumos și în continuare dăm cuvântul doamnei director Costache Rodica. La plăcere să o prezint alături de noi pe doamna inspector Roș Rita, care mai mult decât inspector este colega și prietena noastră, a noastră, a elevilor, a profesorilor, a părinților și a tot ce înseamnă Liceul Tehnologic Voivodul Gelu. Dragi elevi, stimați părinți, distiși invitați, iubiți colegi, începerea școlii în contextul unor schimbări majore este într-adevăr o provocare, dar și o datorie față de voi, această generație, de a vă crea ambientul educațional sigur pentru a vă forma. După o vacanță frumoasă și plăcută, ne aflăm astăzi la începutul unui nou an școlar. Drumul nostru împreună este drumul cunoașterii și al autocunoașterii. Dragi tineri, ne-am dorit să considerați Liceul Tehnologic Voievodul Gelu drept a doua voastră casă și ca urmare să-i respectați pe oamenii ei, fie profesor, fie personal administrativ, să o îngrijiți și să o remodelați după imaginația și personalitatea voastră. Ne-am dorit ca la finalul școlarizării voastre, în această instituție, fiecare dintre voi să puteți pleca înarmați cu un bagaj de cunoștințe bun, cu amintiri frumoase, relații de prietenie pentru o viață, cu repere morale solide pentru viitor. Să aveți convingerea că școala vă pregătește pentru viață, punând în valoare întregul vostru potențial intelectual și afectiv. Vă doresc să vi se împlinească toate visele, să aveți sănătate și putere de muncă, să vă bucurați de liniște și pace sufletească, să fiți colegi și prieteni, să respectați școala care vă primește cu brațele deschise și, nu în ultimul rând, să confirmați speranțele și încrederea familiilor voastre. Stimați părinți, vă urez să aveți parte de sănătate multă, să fiți mereu aproape alături copiilor, să vă bucurați de ei și să nu uitați, copiii dumneavoastră sunt și copiii noștri. Dragii mei colegi, vă mulțumesc pentru dăruirea voastră, pentru profesionalismul de care dați dovadă an de an și vă urez să fiți sănătoși, puternici și răbdători, pentru ca împreună să ducem acești copii pe o treaptă mai sus, o treaptă a performanțelor. Aceleași mulțumiri și urări le adresez întregului personal didactic auxiliar și nedidactic, care depun toate eforturile ca această instituție să funcționeze, să fie curată, primitoare. Tuturor din partea Inspectoratului Școlar Județean Sălaj vă doresc un an cu împliniri școlare și profesionale, bucurii și gânduri bune. Să ne dea Dumnezeu un an școlar bun. Vidám, élményekben és sikerekben gazdag tanévet kívánok pedagógusoknak és diákoknak. Vă mulțumesc! Doamne, Doamne, ce frumos! Deci așa am simțit fiecare cuvânt până în fiecare celulă. Să zic așa, pentru că am simțit că îmi vorbești. Și ca profesor, coleg și ca părinte m-am simțit și foarte interesant vorbind. Mi-am adus aminte că acum 40 de ani eram acolo, în locul vostru. Începeam clasa 9 aici, în această curte. Și mă uit la Mirela și ne căutam și noi din priviri colegii. Este emoționant.
Înainte de a spune eu câteva cuvinte, o să rog și pe colega mea, doamna director adjunct, să ne spună câteva cuvinte. Mulțumesc! Cum să nu vă spun câteva cuvinte? Pentru că simt o mare bucurie și emoție și încerc să vă cuprind cu privirea pe toți. Bine ați venit în noul an școlar, dragi copii, dragi elevi! Bine ați venit în această familie, unde fiecare dintre voi trebuie să se simtă confortabil și mulțumit. Este important pentru acest lucru să aveți răbdare, să aveți o atitudine pozitivă, să fiți încrezător, să aveți perseverență pentru ca la sfârșitul anului școlar să putem sărbători împreună reușita școlară. Dragi părinți, cu mare drag vă salut astăzi la festivitatea de deschidere a noului an școlar. Întotdeauna am colaborat foarte bine cu părinții și știu că și în acest an vom colabora. Doar astfel putem să avem grijă de sănătatea copiilor noștri și putem avea o învățare de calitate, o școală de calitate. Vă doresc tuturor multă sănătate, multe realizări, mult succes și numai bine. Kedves gyerekek! Isten hozott az új tanévbe, Isten hozott ebbe a nagy családba, ahol a megértés és a bizalom a fontos. Ezért kérlek benneteket, hogy legyetek türelmesek, legyen meg az önbizalom, a pozitív hozzáállás, szorgalom ahhoz, hogy az év végén együtt tudjuk megünnepelni a sikert. A kedves szülőktől kérem az együttműködést ahhoz, hogy a gyerekek egészségére tudjunk vigyázni, és egy minősített tanítást tudjunk biztosítani. Kívánok mindenkinek, nektek diákok, szülők, kollégák, kívánok mindenkinek egy sikeres évet, gazdag évet, sok szerencsét, és nem utolsó sorban egészséget. Minden jót! Îi mulțumesc tare mult și colegei mele. Vine rândul meu să spun câteva cuvinte și încă sub emoția celor ascultate vreau să vă spun un bun venit în școala noastră, un bun venit în familia noastră, chiar dacă unii dintre noi veniți consideră că este prea mult spus. Sper ca în timp să simțiți acest apelativ pe care îl spunem noi, școala noastră, familia noastră, pentru că și aici o să încerc să mă leg de ceva deosebit pe care l-am auzit în cuvântul doamnei inspector, să vă modelați școala după aspirațiile voastre. Nu cred că am spus textual cum era în cuvântul de început, dar cred că asta este foarte important. Fiecare din noi, elevi, profesori, personal, părinți, să modelăm acest loc așa cum ne-l dorim noi, cum aspirăm noi să fie. Și dacă asta o să se întâmple, cu siguranță fiecare dintre noi o să venim cu deosebită plăcere la școală. O școală care în timp și-a modelat oarecum o cale, aceea de a oferi societății oameni de nădejde, tineri bine pregătiți profesional, care atunci când își finalizează parcursul educațional sunt mai mult decât niște absolvenți, sunt acei piloni ai societății și eu cred cu tărie că acest lucru am reușit să-l facem în decursul anilor. De aceea m-aș adresa în primul rând bobocilor și prin boboci spun
elevii de clasa 9, elevi de clasa 11, învățământ seral și zi care vin din altă parte la noi în școală, elevii de anul 1 din învățământul post-liceal. Deci mă adresez vouă și vă spun că de voi depinde dacă o să reușiți să aduceți școala, locul vostru, noul loc al vostru, la acel apelativ pe care eu niciodată nu l-am înțeles, de școală bună. Școala este bună, sau acea școală este bună, unde te simți bine, unde ești valorizat, unde ești apreciat, unde ești respectat, unde ți se acordă încrederea de care ai nevoie pentru a realiza ceva. Și pentru că am spus încredere, lucru în care noi chiar credem foarte mult, în acest an vom fi în al doilea an al proiectului Școala Încrederii și am ales acest proiect pentru că credem în încredere și credem în puterea încrederii de a construi. Suntem implicați în multiple activități profesională, proiecte Erasmus, proiectul ROSE pe care îl vom continua. Deci, activități, se pare că suntem foarte dulci, caut o albină, activități pe care le vom continua și pe care le gândim cu prisosință pentru elevii noștri. Părinților, familiilor, celor care îi însoțesc, nu numai pe boboci, pentru că am văzut și părinții elevilor noștri din clasele mai mari, vreau să le transmit un mesaj de și să fie sigur că niciunul dintre noi nu vom face rabat de la a face pe copii să se simtă, pe elevii noștri, în siguranță la școală, să se simtă bineveniți, să se simtă într-un mediu cât mai prielnic. Încă o dată, bun venit în nou an școlar 2022-2023. Vă doresc tuturor să fiți sănătoși, să rămânem sănătoși și cu siguranță vom face față provocărilor aduse de această nouă variantă de an școlar, cu module, cu multe vacanțe și cu noutăți oferite de noua viziune a Ministerului despre anul școlar. O să mai dau citire listei claselor, profesorilor diriginți și sălilor de clasă, după care o să vă rog să intrați în micile familii, adică în clasele din care faceți parte, și să vă continuați activitatea. La clasa 9A, domeniul turism și alimentație, organizator banqueting, doamna dirigintă Groza Monica, sala 24, în corpul de clădire A. 9B, domeniul comerț, tehnician în activități de comerț, domnișoara dirigintă Hrisco Amalia, în sala 46, în corpul de clădire A. Clasa 9C, domeniul turism și alimentație, ospătar vânzător în unități de alimentație, doamna dirigintă Trănișan Iuliana, poate n-ar fi rău să ridicați un pic cei care nu v-au identificat să vă identifice, sala 35 în corpul de clădire A. Clasa 9D, domeniul turism și alimentație, cu dublă calificare, în sensul că o parte dintre elevi se vor pregăti ca ospătari, ceilalți ca bucătari, doamna dirigintă Morara Adriana, care, deci sala de clasă va fi în corpul A de clădire, sala 45. Clasa 9E, domeniul turism și alimentație, tot așa o clasă cu două calificări, o parte bucătar, o parte cofetar, patiser. Profesor dirigintă, doamna Roșca Mirela, în sala 29 veți merge. La celelalte clase, o să spun așa repede, pentru că deja voi vă știți, s-au schimbat un pic sălile.
aici o să intervin. 10A, turism, alimentație, organizator, banqueting, doamna Păușan Cornelia, sala 33. Z, în corpul A, clasa 10AB, turism și alimentație, ospătar, vânzător în unități de alimentație, doamna dirigintă Poptele Canangela, sala 38, și clasa 10AC, veți merge la început în sala 7 cu domnul diriginte Rus Radu, veți lucra în două săli pentru că sunt cele două secții, 6 și 7. Deci A, doamna dirigintă Conț Cezaria, turism și alimentație, organizator banqueting, în sala 28. Voi din acest an veți fi mult mai mulți decât ați fost și mult mai buni, normal. Clasa 11AB, dirigintă